Cristianu. Domnule președinte al României, sigur că emoția ne copleșește pe toți, pentru că nu în fiecare zi avem onoarea să ne întâlnim cu președintele României și chiar ne simțim îndesătați de faptul că ați acceptat un astfel de format în care să putem sta de vorbă despre adevăratele probleme ale comunităților noastre. Prilejul de a aniversa 25 de ani de la fondarea asociației se împlinează cu acest eveniment în care putem să aducem în discuție cu președintele României, dar și cu opinia publică, temele, viziunile noastre pentru viitorul orașelor. Prin urmare, am să-l rog pe domnul președinte al Asociației Orașelor, domnul primar Mădălin Adi Teodosescu, să vă adreseze un cuvânt oficial de bun venit și un mesaj al asociației. Domnule președinte al României, excelența voastră, domnule Klaus Iohannis, stimați colegi și invitați, în cei 25 de ani de activitate neîntreruptă, Asociația Orașelor a reprezentat un veritabil partener de dialog pentru toată administrația centrală, indiferent de palierul decizional sau de culoarea politică predominantă, reușind să promovăm în mod activ interesele locuitorilor micilor noastre orașe. Poate că nu am fost mereu ascultați sau poate că nu am știut să ne facem ascultați, dar ceea ce ne-a unit ca și structură a fost și rămâne binele cetățeanului. Domnule președinte, problemele localităților urbane nu reprezintă un secret pentru nimeni, fie că vorbim de lipsa de atractivitate pentru investitori, de populare, slaba infrastructură, cauzate în principal de insuficiența finanțării orașelor mici. În condițiile în care trendul la nivel global este de urbanizare, în România putem vorbi de acest proces doar pe hârtie. În continuare, avem orașe fără infrastructură de bază, ai căror cetățeni sunt nevoiți să străbată zeci de kilometri până la reședința de județ pentru a beneficia de servicii de îngrijire medicală sau pentru a-și renoi pașaportul, permisul de conducere sau cartea de identitate. De aproximativ 12 ani, Asociația Orașelor promovează la toate întâlnirile cu factorii decidenți necesitatea implementării unui program național de dezvoltare policentrică care să aibă ca și concept cheie orașul, centrul de dezvoltare locală. Doamnelor și domnilor, orașele mici și mijlocii trebuie să joace un rol tot mai important în creșterea calității vieții locuitorilor proprii, cât și a celor din comunele învecinate, acestea fiind esențiale pentru realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, evitarea depopulării rurale și altor tipuri de dezechilibre. Prin echiparea tehnico-edilitară specifică, orașul este cel care oferă servicii nu doar locuitorilor săi, ci și zonelor din zonele limitrofe. Întărirea acestui rol, precum și creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor pentru serviciile primite, trebuie să fie în centrul politicii naționale de dezvoltare locală. Orașul nu trebuie văzut ca o entitate de sine stătătoare, separată de restul unităților administrativ-teritoriale. Acesta trebuie integrat în peisajul administrativ al zonei. În acest moment avem peste 300 de unități administrativ-teritoriale, care au sub 1500 de locuitori și care ar putea fi reorganizate prin aceste asociații de dezvoltare intercomunitară, în urma elaborării și susținerii unor programe de finanțare pentru asociațiile de dezvoltare, sprijinind astfel conceptul de reformă teritorial-administrativă. Domnule președinte, prezența dumneavoastră astăzi, în mijlocul primarilor de orașe, ne onorează și în același timp ne dă ocazia să vă împărtășim problemele, dar și potențialele soluții identificate de noi. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Discursul președintelui asociației, de fapt, a fost o introducere în temă și sigur că toți așteptăm un punct de vedere al dumneavoastră la ceea ce domnul președinte Mădălin Teodosescu a amintit în discursul domniei sale. Avem rugămintea
Așa gândim noi, să, dacă dumneavoastră vreți să îi spuneți un punct de vedere asupra temelor ridicate, după care eu mi-am notat câteva teme din frământările pe care le au primarii și le vom aduce în dezbatere, urmând ca unii dintre colegi să poată pune niște întrebări pe temele respective, ca să putem afla și viziunea președintelui în României. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitație, doamnelor și domnilor primari. Pentru mine este o ocazie deosebită să mă întâlnesc cu dumneavoastră, care proveniți din administrația locală, care mi-a fost și recunosc în continuare, îmi este dragă. Cred că în ce privește problemele legate de administrație, de descentralizare, subsidiaritate și așa mai departe, suntem pe aceeași lungime de undă. Și cred că prin acest fapt putem chiar să avem o discuție foarte aplicată. Dar înainte să intrăm în chestiuni foarte concrete sau principiale, cum doriți, dați-mi voie să vă întreb, cât timp avem? Știți, inițial, eu am avut un program cam strâns, cum se spune, în seara asta. Trebuia să merg repede de aici, să fiu gazda unui dineu pentru un musafir important și drag, regele Iordaniei trebuia să vină. Dar datorită diletantismului doamnei prim-ministru, care ne-a stricat relația cu această zonă, nu mai este cazul. Regele Iordaniei s-a simțit personal jignit de abordarea doamnei prim-ministru la acel congres din America și a contramandat vizita. Este o reală problemă pentru România asta. Cred că vă dați seama, România a construit o relație de încredere cu lumea arabă și asta este una din puținele constante ale, a fost cel puțin până ieri, una din puținele constante din politica externă a României, unde ca stat am avut o atitudine fermă, corectă față de parteneri. Acum doamna a reușit să o pună pe butuci și pe asta. Deci asta nu e o glumă, e foarte, foarte trist. Pentru ce? Pentru nimic. Dar nu vreau să intru în chestiuni de... aș putea să vă mai spun ceva despre partid și așa mai departe. Nu vreau, fiindcă aici n-am venit să vă tratez ca primar PSD sau primar PNL sau de orice altfel. Am venit să vă tratez ca primari care reprezentați localitatea care v-a ales. Dar asta ca să înțelegeți de ce dintr-o dată putem să stăm chiar câteva minute mai mult decât am avut inițial planificat. Doamnelor, domnilor primari, avem nenumărate probleme nerezolvate în administrația locală. Dar înainte să ajungem la ele, dați-mi voie să încep cu felicitări pentru Asociația Orașelor din România. În fond, suntem la ceas aniversar. 25 de ani este o realizare. Timp de 25 de ani, asociația dumneavoastră s-a implicat și de multe ori trebuie să recunoaștem cu rezultate foarte frumoase și în procesul legislativ și în discuții cu multele, parcă prea multele guverne pe care le-am avut în acești 25 de ani. Ați avut perioade și foarte bune când ați găsit urechi deschise la guvernanți, la parlament. Ați avut și perioade mai dificile, când guvernanții
au trecut cu lejeritate peste opinia administrației publice, cum de exemplu acum cu diferitele ordonanțe pe care probabil le-ați aflat de la știri, la emisiunile de știri, sau de la Parlament, unde opinia dumneavoastră a fost total ignorată. E destul de trist că am ajuns înapoi în această fază. Vă amintesc unora dintre dumneavoastră care sunteți mai vechi în această demnitate că asociațiile administrației locale s-au constituit într-o perioadă de efervescență când cei aleși local au vrut și pe bună dreptate să aibă un cuvânt de spus când se legiferează despre administrația locală, despre procedurile din administrație. Și la început, dacă vă amintiți, aceste asociații chiar au fost luate în seamă când s-a vorbit despre legiferare, despre bugete, de exemplu, și așa mai departe. Important este să nu uităm ce reprezintă administrația locală. Administrația locală este partenerul direct al cetățeanului. Până la urmă, în majoritatea problemelor, primarul nu vă întreabă dacă sunteți de la PNL sau de la PSD sau de la alt partid. Vă întreabă, domne, când asfaltezi drumul, când introduci apa, când introduci canalizarea, când se reabilitează școala, când pui termopane la căminul cultural și așa mai departe. Or, la aceste întrebări trebuie să răspundeți. Ca să aveți răspuns, trebuie să aveți două lucruri. Decizia și banii. Autonomie locală și respectarea principiului subsidiarității. Cam astea sunt temele cele mai importante și atunci relația pe care o aveți cu cetățeanul una foarte bună. Nu, asta este o problemă frecventă. Cred că, nu știu, ține fie de funcția mea, fie de vocea mea. Nu vreau să monopolizez întreaga discuție, dar câteva teme trebuie să le ating, fiindcă sunt teme pe care ne-am întâlnit și acum mai mulți ani și acum. În speță, două le-aș atinge înainte să ajungem la întrebările pe care cu siguranță le-ați pregătit acolo. Descentralizare și buget. Despre descentralizare, fiindcă fără ea anumite lucruri se rezolvă greu, am tot vorbit. Culmea este că cei cu care am vorbit acum câțiva ani și care au fost foarte vocali ar avea acum pâinea și cuțitul, doar că le-au încuiat în dulap. Nici nu se mai vorbește în actuala guvernare despre descentralizare. Mie cel puțin mi se pare foarte ciudat. Fiindcă fără o descentralizare reală care e dusă până la sfârșit, nu o să aveți instrumentele pentru a răspunde cetățenilor. Deci aici cred că este cazul să revenim la un lobby foarte intens și să vedem ce se poate face pe descentralizare. 2. Bugetul. Noi avem un buget național sau bugetul general consolidat cu capitolele bugetul de stat, bugetele UAT-urilor în fiecare an. Probabil vă amintiți că legea spune așa: proiectul bugetului național se prezintă obligatoriu Parlamentului până în data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor. De data aceasta, bugetul a fost prezentat de guvern pe 11 februarie, după 3 luni. S-a discutat, s-a modificat. Eu am fost foarte nemulțumit cu acel buget. L-am numit din capul locului bugetul rușinii naționale. Puteți să fiți de acord sau nu cu această chestiune, dar vă spun că sume importante s-o tăia de la voi, nu de la administrația centrală.
Ca să nu mai vorbim de sarcini suplimentare care au ajuns tot la voi. Au fost luate de la administrația centrală, dată la administrația locală, nota bene, fără sursa de finanțare. Amintiți-vă, asta a fost una din temele grele de la început, să nu se facă descentralizare, să nu se dea sarcini administrației locale fără sursa de finanțare aferentă. Au ignorat-o, n-au avut nici un fel de treabă. Cred că cei care au scris bugetul, cel puțin unii, ar fi trebuit să înțeleagă cum e cu primăriile, alții, oricum, habar n-au avut vreodată cum e cu administrația locală, dar așa cum e acum, e prost reglementată. Am trimis bugetul la curte, că mi s-a părut că este foarte ciudat, după care l-am trimis înapoi în Parlament să-l îmbunătățească. Nu l-au îmbunătățit, dar au încercat să îmi arunce mie vina că de ce am întârziat bugetul. Eu l-am întârziat 2 zile. O zi mi-a luat până m-am hotărât să-l trimit la curte și o zi mi-a luat până am scris materialul și l-am trimis înapoi în Parlament. Restul, 3 luni de la guvern, plus probabil încă 2-3 săptămâni din procedurile de la curte și de la Parlament. Una peste alta, m-am așteptat, sincer, de la primari să explice un pic guvernanților de ce nu este bine așa. Dar poate urmează și asta. Până la urmă, multă lume m-a întrebat, totuși, ceva nu se simțea. De ce a întârziat guvernul bugetul? Eu am un singur răspuns și vă spun ca și fost primar, fiindcă știu pe urmă cum urmează agenda. Nu vor să dea bani la investiții. Fiindcă așa, cu bugetul unde suntem acum, este aprobat în martie, știți bine, până se fac defalcările, se face aprilie, până ajunge la județ, e mai, până ajunge la voi, e sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Ce investiții mai începi? La jumătatea anului? Nici nu merită să te apuci, că ieși cu procedura dincolo în anul 2020. Deci, asta este explicația banală pentru ce guvernul a întârziat bugetul. Părerea mea, nu știu dacă aveți altă părere, sunt foarte curios să aud. În orice caz, oricând aveți ca și asociație teme pe care credeți că vreți să le discutați cu mine, vă spun acum, aici, foarte deschis, sunt disponibil. Asta este prima întâlnire a noastră într-un format așa puțin mai informal, mai bine mai târziu decât niciodată. În concluzie, vă mulțumesc pentru atenție în această primă parte și abia aștept să intrăm în profunzime. Discuția o vom continua exact pe provocarea care o spuneți dumneavoastră. Sigur că Asociația Orașelor a solicitat și va solicita în continuare resurse legislative și instituționale ca să poată să-și îndeplinească rolul pe care îl au aceste unități administrative teritoriale cu statut de oraș. Orașele noastre, spunem mereu, deși ele reprezintă aproape 3 milioane de cetățeni, prin serviciile pe care le generează, licee, spitale, evidența informatizată a persoanei și multe alte servicii, în fapt, ele deservesc mai bine din jumătate de populația, din populația țării. Aici noi solicităm și dorim să înțeleagă întreaga clasă politică, dar și partea executivului, atât președinția cât și guvernul, că dacă vrem să dezvoltăm, trebuie să mergem pe o politică de urbanizare și nici de cum acest efect de ruralizare. Domnule președinte, e o problemă noastră a tuturor, dincolo de politică, de apertenența politică și am spus și astăzi la întâlnirea noastră de la Teatrul Național, forța noastră în asta stă. Faptul că am reușit să nu spunem că primarul din stânga este primar PSD sau primar, este primar și întotdeauna forța asociației noastre a stat în faptul că am trecut dincolo de barierele politice.
Deci aici dorim ca orașele să beneficieze de o politică care să permită dezvoltarea acestor servicii, gândindu-ne că beneficiază nu numai cetățenii localităților respective. Noi avem acest concept de vreo 80 ani și sigur că am fi interesat să știm punctul dumneavoastră de vedere față de un asemenea concept. Bine ați spus, cele două părți ale executivului, președintele și guvernul. De partea cu președintele, sper să vă lămuriți acum repede că aveți un partener de discuție. Dincolo, evaluați singuri. Cred că trebuie să fim foarte conștienți de nevoia de dezvoltare la municipii și mai cu seamă la municipiile mari, problema se pune puțin diferit. Ultimii ani au arătat că municipiile mari se dezvoltă într-un ritm alert și în principal pot gestiona până și problemele create de guvern, de parlament și așa mai departe. Nu același lucru este adevărat pentru municipiile mici și pentru orașe, fiindcă nu aveți aceleași resurse, cu câteva excepții notabile. Însă, oamenii din România, românii, au dreptul să beneficieze de condiții bune, indiferent că stau într-un municipiu mare sau într-un oraș mai mic sau mai mare sau, până la urmă, și într-o comună. Ar fi o discriminare și ar fi nedrept față de oameni să spunem, ok, voi care stați în orașe, mai așteptați un pic, că avem alte preocupări. Nu, nu se poate trata chestiunea așa. Și am crezut la vremea respectivă că un răspuns la aceste provocări sunt asociațiile de dezvoltare. Asociațiile de dezvoltare în care au intrat și administrații județene și administrații municipale și administrații orășene și în multe situații, de exemplu pe apă canal, a funcționat destul de bine, cel puțin exemplele pe care le cunosc eu direct au dus real la dezvoltarea orașelor și comunelor implicate în aceste chestiuni. Însă, serviciile publice trebuie să fie de bună calitate și la același nivel, indiferent de rangul localității. Și pentru asta este nevoie să vi se pună la dispoziție resurse suficiente și aici nu vorbesc numai de bani, vorbesc și de resursă umană pentru ca să faceți față unei dezvoltări susținute. Aceste lucruri parțial pot fi rezolvate prin asociațiile de dezvoltare, dar parțial trebuie rezolvate efectiv printr-un program al guvernului care... La cercul de electronică asta se numea paraziți. Deci nevoia de dezvoltare nu este un moft. Este absolut deloc un moft. Și dacă mergeți undeva și solicitați sprijin și ajutor, sper că nu sunteți văzuți ca niște oameni care cer niște favoruri, fiindcă nu cereți favoruri. Cereți ceva ce se cuvine comunităților pe care le conduceți. Și cred că este extrem de important să se accentueze încă o dată și încă o dată și încă o dată acest lucru, fiindcă dumneavoastră reprezentați comunitatea, cetățenii care v-au ales, tocmai să le garantați aceste servicii și dezvoltarea comunităților. Iar dacă vorbim acum specific despre orașe, probabil știți mai bine ca mine, dar nu pot să nu menționez această chestiune. Problema demografică. Oferta de servicii publice acum este diferită în municipiile mari și în orașe. A apărut și datorită acestui fapt, acestei dezvoltări diferite, o migrație care vă este defavorabilă. Majoritatea orașelor au o creștere a populației negativă, deci oamenii pleacă
Și acest lucru este extrem de grav pentru o comunitate mică, fiindcă din puținii care au fost, pleacă și pleacă de obicei cine este apt de muncă, cei cu pregătire foarte bună, și rămâne comunitatea fără oameni valoroși și fără un sprijin foarte important. Deci asta este o problemă extrem, extrem de sensibilă și la ea contribuie, părerea mea, semnificativ, lipsa resurselor pentru a oferi servicii publice de bună calitate. Spuneați, doar domnia voastră, că continuitatea activității unui primar contează foarte mult și noi astăzi am aniversat primarii și aniversăm în recepția noastră din program primari care au 7-8 mandate, deci dacă oamenii din colectivități au reușit să-i aleagă de atâtea ori, înseamnă că oamenii ăștia chiar au făcut ceva pentru acei oameni. Aici, nu chiar în primul rând, avem un primar care este la al 7-lea mandat. El spune că e al 6-lea și jumătate. Este primarul de Slatna. Și dacă dorește să vă pun o întrebare, chiar l-aș ruga să... Vă rog. Vă rog să vă prezentați, domnul primar. Silviu Ponăran este numele meu. Am șase, ăsta e al 6-lea mandat. Am avut și 90 ori jumătate neales. Mă rog. V-aș întreba o chestiune legată de ordonanța 114 și ordonanța 79, pentru că orașul meu are în derulare niște proiecte mai vechi, avem și proiecte noi și proiecte noi, adică inclusiv pe POR, pe bani europeni, inclusiv pe PNDL. La toate aceste proiecte trebuie să recalculăm devizele generale în funcție de aceste ordonanțe care au însemnat majorarea manoperei. Ministerul Dezvoltării, de exemplu, admite suma de bani din contractul inițial semnată, diferența care s-a creat între suma semnată și licitație să acopere de acolo, inclusiv cheltuielile din devizul general, din diverse și neprevăzute. Unele proiecte depășesc această valoare și banii ăștia trebuie să-i punem noi din bugetele locale sau credite, mă rog, trebuie să găsim soluții. Nu mi se pare totuși normal să rămână lucrurile în felul ăsta și la fel se întâmplă și cu celelalte pe fonduri europene. Eu la ora asta derulez în jur de 30 de milioane de euro per total. La 30 de milioane de euro înseamnă în bani vechi pentru mine o majorare de 28 de miliarde de lei per total aceste devize, bani pe care trebuie să-i scot eu la un buget de vreo 50 de miliarde pe care îl încasez anual. Deci este o sumă foarte, foarte mare și nu știu cum să rezolvăm problemele astea și asta nu e numai la mine, sunt convins că și la ceilalți colegi se întâmplă situația asta și mi se pare cumva că guvernul ne zice descurcați-vă. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnule primar. Vedeți, asta este una din problemele pe care le-am menționat în repetate rânduri, dar guvernul, sau mă rog, guvernele din ultima vreme nu s-au liniștit. Guvernarea trebuie să se facă într-un fel care este și sustenabil și previzibil. Or, exact aceste lucruri nu se întâmplă. Nu vreau să intru în detalii cine ce ordonanțe creează, inventează la guvern. Treaba lor e guvernul să-și rezolve problema. Dar, dragii mei, credeți-mă, așa nu se poate conduce o țară. Nu poți să vii în 28 decembrie cu ordonanță care nu este corelată cu nimic altceva, să o pui pe masă, să o aprobi și să fie valabilă de la începutul anului, fără consultări cu asociațiile de primari, fără consultări cu specialiștii din domeniu, fără măcar a corela legislația cu alte piese de legislație care, evident, sunt importante în diferite domenii. Sunt de acord că un guvern poate să schimbe diferite abordări.
și pe fiscalitate, și pe licitații, și pe orice. Dar nu pot să fiu de acord că aceste lucruri să se facă pe picior, în ultimul moment și fără consultări. Aceste modificări care, după părerea mea, sunt neavenite. Dar asta este părerea mea, am argumentele mele. Poate guvernul are alte argumente și zice că sunt foarte bune. Ok. Trebuia începută discuția undeva în acum un an. Consultați toți partenerii. La jumătatea anului trecut adoptată legislația, corelată urgent cu restul, și atunci se putea intra în acest an cu o legislație care îi pune pe oameni în situația să poată gestiona problemele. Or, această metodă de a da ordonanță de urgență și pe urmă vedem cine strigă mai tare, cu ăla vorbim și rezolvăm o parte din problemă și restul să se descurce, este pur și simplu inacceptabilă. Așa se poate rezolva eventual o criză sau o calamitate. Dar aia trece repede. Dar nu se poate să se schimbe întreaga regulă pentru domenii mari din România fără consultări, fără să dai timp oamenilor să își pregătească lucrurile. Altceva, ce să zic? Asta este problema. Guvernul nu lucrează transparent, nu se consultă cu cei vizați de legislație. Și atunci problemele evident că apar și fiecare bâlbă și fiecare corectură negândită agravează chestiunea în loc să o rezolve. Domnule președinte, noi subliniem de multe ori că poate în opinia publică se înțelege greșit și de multe ori se spune, domnule, primarii n-au primit bani. Eu nu cred că primarii sunt lipsiți și nici colegii mei de aici nu cred că primarii sunt lipsiți de bani. De bani sunt lipsite colectivitățile locale. Și ceea ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni este un lucru pe care noi nu-l putem trece cu vederea și ne gândim că este un lucru care poate să reprezinte un precedent periculos. A fost pus în situația de a promulga o lege prin care primul oraș a devenit comună. Noi considerăm că nu asta e direcția. Direcția este consolidarea orașelor, asigurarea acelor servicii care să poată face exact cum spuneați, să-l facă pe cel din orășel să nu se ducă neapărat la 80, 100, 120 de kilometri pentru un serviciu. Și avem în legislație, avem oficii prefecturale, avem posibilitatea să echipăm orașele cu foarte multe din instituțiile de care oamenii, agenții economici din acele colectivități au nevoie. Sigur că ne îngrijorează, pentru că neînțelegerea acestui fenomen corect și neascultarea structurilor asociative, noi spunem de ani de zile, nu numai acestor guverne, din ultimul timp, am spus-o de peste 10 ani, dacă nu facem o politică fiscală corectă față de agenții noștri economici, față de cetățenii noștri, eu cred că ceea ce s-a întâmplat în orașul care a devenit comună chiar este rodul acestor politici greșite, dar nu înțelege că la oraș și la comună există niște impozite și taxe total disproporționate și bazate pe nicio fundamentare. Este o chestiune, sunt aici colegi, nu știu cum vor putea rezista, pentru că sunt sub presiunea cetățenilor, sunt orașe care au făcut referendumuri în această direcție. Noi nu ne dorim orașele, nu cred că asta e direcția corectă. Cred că avem și aici primari care sunt în această situație. Vă rog, domnul primar. Uitați, avem doi primari. Numele meu este Mochiț Alexandru, primar.
mari oraș Căzănești. O populație de 3500 de locuitori. Astăzi, dacă mergem în localitate, mai găsim vreo 2000. Mulți au migrat. S-a stat foarte mult pe loc din punct de vedere al dezvoltării din cauze politice. Îmi pare foarte rău că o spun, dar în fața dumneavoastră, președintele României, trebuie să spun, scuzați emoțiile, se spune întotdeauna, nu avem bani. Domnilor, banii sunt o hârtie. Noi facem banii. Ce nu avem noi, și îmi pare foarte rău că o spun, unii dintre noi, aparatul tehnic care să producă, avem miliarde care ne așteaptă la Uniunea Europeană, dar avem aparat tehnic foarte protejat de legi, de sindicate, de nu vreau să mi se urce, sau să se urce, nicio fel de problemă. Asta este realitatea. Am asfaltat două străzi, concret, în 2014, în localitatea noastră, s-a făcut un proiect de asfaltare. A dispărut proiectantul, n-a mai fost găsit, din bani din bugetul local, din impozitele și taxele locale. În 2018, în 2017 am reușit, am dat de proiectant, în 2018 am asfaltat acele două străzi, când să le plătim, nu aveam carte funciară. Străzile nu erau ale noastre. N-aș vrea să... Îmi sună foarte cunoscut. Da. Să revenim la statutul de comună. Am înțeles căci chiar astăzi în Senat, s-ar putea să fie o informație falsă, căci chiar astăzi în Senat se dezbate referendumul pe marginea revenirii statutului de comună a localității Căzănești. Revenire înseamnă regres. Nu înseamnă progres. Eu sunt dintr-o localitate provinciară, de țară. La noi, la țară, o vorbă bătrânească spune în felul următor. Lac să fie, că, pește, că broaște se găsesc. Dacă noi reușim să dezvoltăm, din punct de vedere administrativ, localitatea, infrastructura, vin și investitorii. Dar la ce să vină? La praf? La întuneric, la noroaie, la ce să vină? La lupte politice interne, nu venim, nu te ducem la asta. Du-te la trei localități mai încolo. Deci, domnule președinte, și m-am oprit, viitorul dezvoltării este orașul și nu întoarcerea la statutul de comună. Mulțumesc. Fără îndoială că e ușor de constatat în țările mai dezvoltate, cu rezultate foarte bune, că există o corelare strânsă între performanța întregii țări sau întregii societăți și gradul de urbanizare. Nu-i niciun secret. Pe de altă parte, cred că problema noastră în România este că facem politici pe termen scurt, de multe ori, și cu un interes electoral. Deci o abordare electoralistă. Amintiți-vă unii dintre dumneavoastră care sunteți mai vechi acolo, că ultima dată când s-au transformat foarte multe comune în orașe și sunt în principiu localități pe care le reprezentați, s-a făcut tot peste noapte și tot din motive electoraliste. Nu vreau să spun acum ce partid a guvernat, știți dumneavoastră. Acum se vede că lucrurile nu au fost bine gândite nici atunci, că au fost gândite pe termen scurt sau foarte scurt. Normal, dacă transformi o comună în oraș, trebuie să-i dai o șansă comunității. Trebuie să existe o grijă specială din partea guvernului ca nu numai denumirea într-un tabel să
să se schimbe din comună în oraș, ci și comunitatea să aibă șansa să se dezvolte corespunzător. Altfel, ok, am mai obținut un primar de oraș, au mai intrat doi oameni în Consiliul Local și ăsta e rostul unei reforme în administrația locală. Cred că trebuie să ajungem cu cât mai repede, cu atât mai bine, la concluzia că în aceste domenii nu trebuie să ne jucăm pe mandate de 4 ani sau cu interes electoralist, fiindcă până la urmă lucrurile se strică de tot. Dar să știți, domnule președinte, că evoluția nu este tot, peste tot în această direcție în care ne îngrijorează. Avem orășele bune. Adică chiar aici în față am două orașe care, primarii din două orașe, cu care cred că și cetățenii de acolo se mândresc și pentru rezultatele lor, atât primarul din Sân Nicolae Mare, cât și primarul din Gura Humorului. Sunt două orașele care, într-adevăr, au reușit să depășească, nu mai vorbim de orașele Fanion, să zic așa, cum e Cernavodă și Bioveniu, orașe puternice, dar cred că unul dintre cele mai bune exemple este Sân Nicolae, care are o evoluție spectaculoasă și chiar l-a jucat pe domnul primar, care e și vicepreședinte al asociației, să vă adreseze o întrebare. Bună ziua, domnule președinte. Mă numesc Dănuț Groza, sunt primarul orașului Sân Nicolae Mare. Știu, merge? Acum merge. Bună ziua, domnule președinte. Groza Dănuț, mă numesc, sunt primarul orașului Sân Nicolae Mare, cel mai vestic oraș din România. Referitor la ce spuneau colegii mei, cred că ar trebui cineva să aibă și înțelepciunea și răbdarea și interesul să se așeze într-una din zile la masă, să se înceapă o discuție pentru reorganizare teritorial-administrativă. Din păcate, în forma în care suntem noi astăzi organizați, nu cred că este cea mai eficientă formă, având în vedere numărul foarte, foarte mare de comune, numărul foarte, foarte mare de primării pe care noi le avem astăzi. Dar, din păcate, cred că toate partidele de-a lungul vremii care s-au perindat la guvernare, chiar dacă au identificat această problemă, se tem foarte mult pentru că este o pierdere, o erodare a imaginii atunci când încerci o astfel de reorganizare. Iar, din păcate, pentru noi avem experiența de-a lungul a 20-30 de ani de la Revoluție încoace, în care, indiferent de partidul care a condus sau guvernat la momentul respectiv, indiferent chiar atunci când au identificat și au încercat să soluționeze o problemă corectă la nivel național, niciodată, din păcate, pe aceste teme naționale, n-au reușit toate partidele să se pună la aceeași masă și să încerce să facă front comun pentru o problemă de interes național. Când unul vine și propune ceva foarte bine, cei din opoziție încearcă să răstălmăcească și să creeze o imagine negativă a acelei probleme. Și din păcate, de-a lungul vremii, am avut foarte mult de pierdut pe acest subiect. Eu cred că o reorganizare teritorială administrativă ar fi fost de mare, mare interes pentru noi. Și al doilea punct pe care aș vrea să-l ridic în fața dumneavoastră, o problemă, cred că, cu care ne confruntăm foarte mulți dintre noi, cred că poate fi numită o temă la nivel național, este vorba, domnule președinte, de lipsa forței de muncă. N-am auzit și nu aud foarte des pe nimeni să ridice această temă, în condițiile în care știm cu toții, foarte mulți tineri sunt plecați, foarte mulți dintre cei care pot munci sunt plecați afară din țară. Vă spun ce se întâmplă la noi la Sân Nicolae Mare, la un oraș de 13.000 de locuitori, la un anumit moment dat am ajuns să avem aproape 10.000 de locuri de muncă. Pentru că erau foarte multe locuri de muncă și nu am avut muncitori, am încercat în urmă cu 3 ani de zile, împreună cu toate instituțiile statului care erau, să zic, abilitate în acest domeniu, să încercăm să aducem muncitori din altă parte, să aducem muncitori din Serbia, nu am reușit acest lucru, iar astăzi, ca și consecință, firmele și-au deschis puncte de lucru în Serbia și în alte țări. Cred că și asta ar fi o temă la nivel național, să vedem care ar fi mecanismul prin care
Dacă nu reușim să-i aducem înapoi, pentru că cei care au ajuns la un trai mai bun în alte țări, va fi foarte greu să găsim niște mecanisme prin care să-i aducem înapoi, dar măcar pe cei care avem astăzi aici să facem cumva să nu plece mai departe. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul primar. Ați reușit în puține cuvinte să atingeți foarte multe subiecte foarte grele. Nu cred că putem să găsim un răspuns exhaustiv acum, dar aș menționa câteva posibile răspunsuri. Este vorba de infrastructură, de mobilitate și de încurajarea tinerilor de a reveni acasă. Cam astea sunt niște teme foarte, foarte grele. Fără o dezvoltare a infrastructurii, este clar că lucrurile în această chestiune nu se vor schimba. Mobilitatea înseamnă să dăm nu numai infrastructura pentru a putea realiza mișcarea forței de muncă, ci și posibilitatea reală. Că dacă faci autostrăzi și spui omului n-are decât să-și cumpere mașină și să meargă la servici, poate unii o fac, poate alții totuși nu și-o permit. Și atunci trebuie să revenim la un transport public care nu este numai de bună calitate și pe care poți să te bazezi, care trebuie să fie și la îndemâna omului care vrea să facă naveta pe o distanță mai mare sau mai mică și să nu-și dea toți banii pe navetă, cum din păcate se întâmplă de multe ori. Pe de altă parte, uitați-vă puțin în sondaje. Și primul lucru, știți bine, într-un sondaj, ce încredere aveți că direcția este cea bună? Sau vi se pare că direcția în care merge România este bună sau proastă? Păi, dacă v-ați uitat, cam toate sondajele din ultima vreme arată că între 70 și 80% dintre români spun că direcția este greșită. Asta este un pesimism total, o neîncredere totală și aici nici n-are rost să ne uităm în jur dacă ăla sau ăla vinovat. Noi toți trebuie să reparăm, toți care suntem în politică, indiferent că unui președinte, altui ministru, altui primar, suntem toți într-o situație care nu poate să continue așa. Trebuie să redăm românilor încrederea că și în țara lor se poate trăi. Și atunci o să revină unii. Până nu ajungem acolo, nu o să revină. Acum câțiva ani, problema a fost de bani. Pur și simplu. Între timp, dacă vă uitați în jur, chiar în comunitățile voastre, sunt destul de multe poziții unde nu se câștigă rău. Și totuși, oamenii din afară nu vin. De ce nu vin? N-au încredere. N-au încredere că în România lucrurile vor merge spre bine. N-au încredere că cineva va da atenție calificării lui. Deci, problema meritocrației. Trebuie să o repetăm atât de des până când înțelege toată lumea că până ce nu renunțăm la acel principiu de a angaja tot neamul și toate cunoștințele, în loc să angajăm oamenii care sunt pregătiți pentru posturile respective, n-o să schimbăm lucrurile. Și mai ales la tineri. Studiile arată că în ultima vreme, pentru tineri și cei din afară, români care lucrează în afară, și pentru cei de aici care vor să plece, nu mai contează chiar așa de mult banii. Sunt mulți oameni bine pregătiți care ar câștiga și aici. Pentru ei contează să fie luați în serios și să aibă o șansă de carieră previzibilă. Dacă schimb regula în fiecare an, ce carieră previzibilă să ai? Și pentru tineri, credeți-mă, acest lucru contează. Oamenii vor să-și construiască un viitor, ori pentru asta el vrea să aibă din partea societății o anumită siguranță și deocamdată, după cum se vede în România, nu au această siguranță. Se știe foarte bine ce trebuie făcut, dar hai să o facem. Că până ce vorbim, li s-a promis, stau un singur exemplu, li s-a promis moldovenilor că toată lumea se apucă serios de autostrada Moldova. Hai să fim sobri.
unde a fost seriozitatea? Când au făcut oamenii acel protest de 15 minute, s-a dus un ministru lângă Bacău și a zis că acum începe el autostrada și ăia protestează și ei fac autostradă. După ce s-a terminat protestul, au plecat și muncitorii acasă. E o bătaie de joc și românii văd treaba asta și suferă. Deci trebuie și guvernanții, și primarii, și toată lumea să găsim soluții. Și asta nu este o soluție pentru un partid. Deci soluția trebuie să vină de la întreaga clasă politică. Și aici aveți un rol hotărător. Noi simțim că se poate și succesul pe care unele orașe l-au avut în accesarea fondurilor europene ne dă curaj. Deci, din păcate, la soluțiile pe care, chiar soluțiile numim noi, pe care noi ca asociație le-am dat, nu se răspunde cu atâta receptivitate și acum am lansat un nou, o nouă propunere. Sper să nu ne trebuiască și ca la acest concept de oraș-centru de dezvoltare. Domnule președinte, noi spunem că avem nevoie de un fond special în care, indiferent de coloratura politică a primarului, să putem cofinanța și susține cheltuielile neeligibile dintr-un proiect. Avem această posibilitate, am discutat cu colegi, sigur că toți sunt bucuroși că mai poate să facă o stradă sau, eu știu, să repare o școală, dar noi trebuie să ne gândim că dacă noi am avea resurse să acoperim acei doi, hai să zicem și cheltuieli neeligibile care ne ducem până la 5, 6, 7%, am putea să absorbim mult mai mult din fondurile europene. Noi trăim cu speranța că cineva ne va auzi aceste soluții pe care Asociația Orașelor le propune. Îmi pare rău că, dintr-un motiv probabil personal, domnul primar de gura humorului a ieșit, că chiar voiam să-l provoc pe această temă, pentru că știm cu toții colegi că am fost cu toți acolo într-un schimb de experiență și știm cât a schimbat fața orașului tocmai pe aceste fonduri europene. Marius, bine ai venit și tocmai asta spuneam, că îmi pare rău că provocam discuția pe fonduri europene și spuneam exemplul pe care l-am văzut cu toți când am avut un consiliu director la Gura Humorului, cum a reușit primarul de Gura Humorului să schimbe fața unui oraș pe fonduri europene și spuneam că noi la Asociația Orașelor susținem acel concept prin care cerem un fond cu care să se cofinanțeze sumele pentru proiecte și partea de neeligibile. Prin alte cuvinte, dacă ni s-ar oferi sprijin pe un 5-6%, noi am putea să atragem mult mai multe fonduri europene. Da, domnule președinte, Marius Ursaciuc, primarul de la Gura Humorului. Vă mulțumesc că ați vorbit în locul meu. Eu am să schimb un pic trecutul și am să vorbesc despre prezent. Domnule președinte, știți și dumneavoastră și ați menționat foarte bine că trăim într-o perioadă în care râuri de lapte și miere curg deasupra administrației. Inundații de competențe fără bani se revarsă asupra noastră. Îmi dau seama că mi-e mai greu decât la primul mandat să găsesc soluții pentru colegii mei mai tineri și să le spun cam cum ar trebui să se întâmple. Am o singură întrebare și o întrebare pe care vreau să o adresez nu președintelui României, ci unuia dintre cei mai performanți, foști performanți și poate și viitori, eu știu, dumneavoastră veți decide, primarii ai României. Domnule președinte, dacă ați fi în locul nostru, cum ați reacționa acum? Mulțumesc. Păi, ultima dată când am fost în situația asta, nemai văzând altă soluție, am intrat în politica națională. Domnule președinte, aveți un parlament aici de votat. Da, din păcate nu pot decât să confirm ce spune domnul primar, cu care ne-am văzut în diferite faze și mă bucur să aud lucruri foarte bune despre localitatea pe care o reprezentați.
Însă lucrurile nu s-au simplificat, nu s-au îmbunătățit în administrația publică pe parcursul anilor. Asta trebuie să ne dea foarte, foarte serios de gândit. Iar chestiunea cu fondurile europene, de atâtea ori s-a vorbit, de atâtea ori am vorbit despre fondurile europene. Dragii mei, sunt bani care pot fi folosiți de România, doar că nu sunt folosiți decât într-o mică parte. Vreau să intru acum în detalii, dacă mai mulți bani ar trebui să rămână la POS sau la POR, dacă ar trebui constituit la nivel guvernamental un fond de sprijin pentru comunitățile mai mici, fiindcă eu înțeleg foarte bine problema comunităților mici. Un municipiu mare dispune de resurse suficiente să-și asigure cofinanțare fluierând. Dar pentru un oraș care face un proiect care valorează cât bugetul pe un întreg an, n-are de unde să vină peste noapte sau chiar în pregătirea proiectului cu o cofinanțare care pentru bugetul local este o sumă imensă. Și aici s-ar impune un sprijin. Lucrurile acestea se știu. Toată lumea le cunoaște, guvernul le cunoaște, doar de la a ști până la a face este cale lungă. Sincer, eu am impresia că cel puțin aceste guverne din ultima vreme nu doresc să se folosească banii europeni. Dimpotrivă, tot ce au făcut se vede că pun accent pe PNDL. Bun și ăla. Doar că din ce în ce mai mult mi se pare că aici se creează un mecanism prin care voi primarii sunteți puși în situația deosebit de penibilă să stați cu mâna întinsă la guvern și dacă arătați bine și faceți ce trebuie în alegeri, vi se dă și dacă nu arătați bine sau nu faceți ce trebuie, nu vi se dă. Or, așa nu se poate dezvolta o țară, fiindcă un primar reprezintă o comunitate care are pretenții legitime. Nu poți să-i spui, ție îți dau că ești din partidul X și ție nu-ți dau fiindcă ești din partidul Y. Este o discriminare inadmisibilă într-o țară care este membră și vrea să rămână membră în Uniunea Europeană. Deci aici am niște semne mari de întrebare și eu cred că aici la nivel de guvern se greșește, fiindcă fondurile europene sunt disponibile, doar că se folosesc mult prea puțin. Domnule președinte, la începutul discuției ne întrebați cât timp avem alocat. Noi avem și de asta suntem la o oră de discuție și aș vrea să știu cât ne mai acordați ca să știu să dăm. Haide să mai auzim o persoană, două, trei. Numai un pic. Domnul primar de Târgu Bujorului, numai un pic. Vorbesc eu mai puțin și las primarii mai mult. Numai un pic. Vă rog frumos să... Domnule președinte, scurt, în opinia dumneavoastră că a fost primar, considerați că noi primarii suntem sau ar trebui să legiferăm foarte bine să fim funcționari publici sau demnitari? Și doi, care este opinia dumneavoastră vis-a-vis de discuțiile din ultima perioadă din lumea politică prin care se încearcă reintroducerea alegerilor pentru primari în două tururi, dar nu se pomenește nimic de alegerea președintelui Consiliului Județean sau eventual un uninominal sau un mixt pentru parlamentari. Vă mulțumesc! Domnul primar, aici am niște opinii foarte ferme și pot să vi le spun foarte pe scurt. Primarul este reprezentantul comunității, deci este ad definiție un demnitar. El reprezintă comunitatea. Nu poți să degradezi un ales în funcționar, fiindcă asta ar fi. Peste tot în democrațiile consolidate, alesul este demnitar. El reprezintă voința unei comunități, fie ea mică, fie ea mare. Asta nu înseamnă că noi respectăm pe funcționarii publici, dar funcționarul public nu este ales. El este pe o poziție pe care a câștigat-o în varianta ideală, prin concurs și pe care o ocupă, deci este meseria lui.
primar nu este o meserie. Primar ești ales fiind de comunitate. Deci aici clar. Doi, alegerile locale pentru primar trebuie să se desfășoare în două tururi. Nu poți să fii primar și să te pui în fața comunității, să spui, dragii mei, voi m-ați vrut, deci haideți să facem, dacă ești ales cu 15%. Haideți să fim serioși. Și cred că majoritatea dintre dumneavoastră vă dați seama că procentul cu care ai fost ales îți dă mai multă sau mai puțină legitimitate în discuția cu cetățenii. Păi într-un fel te prezinți dacă ai fost în două tururi și ai luat, nu știu, 50 și ceva, 60, 70, 80%, altfel te prezinți. Dacă a candidat o puzdere de lume acolo, a luat 15% și a ieșit primar și lumea zice, domne, dar stai un pic, că nu, parcă nu-i chiar super corect ce se întâmplă. Deci nu argumentul să coalizeze partidele mă face să spun asta, ci legitimitatea dată de o alegere care se duce în două tururi și cel mai bun, care ia mai mult de jumătate de voturi, câștigă. Așa trebuie să fie. Pentru președinții de consilii județene, altfel este chestiunea. Un județ nu este o comunitate cu o identitate proprie. Sigur, sunt județe care au identități, care au steaguri și așa mai departe. Dar nu poți să compari pe un președinte de consiliu județean cu un primar. În toată lumea, primarul reprezintă comunitatea. Restul sunt diferite entități administrative. Deci la președinți, cred că nu este greșit să rămână alegerea din consiliul județean. Nu văd nevoia unui președinte de județ ales de poporul județului, că nu prea există acel popor al județului. Județele noastre sunt entități administrative care au și ele un istoric, dar nu se poate compara cu identitatea unei comunități. Fie comună, fie oraș, fie municipiu. La Parlament noi am experimentat diferite chestiuni care, sincer, au avut rezultate câteodată chiar discutabile. Deci eu nu m-am simțit confortabil și nu mi-o luați ca și o critică pentru persoane. Nu m-am simțit confortabil când am văzut în Parlament tot felul de aleși care au ajuns acolo, dar nu pentru că au avut niște rezultate în politică, ci pentru că au știut să-și facă cunoscut programul pe alte criterii, mai degrabă, hai să zicem, artistice. Cred că pentru Parlament, în etapa în care se află societatea noastră, alegerea pe listă de partid este potrivită, fiindcă dă inclusiv posibilitatea unui partid responsabil să-și pună pe listă oameni pe care pe urmă îi trimite în comisiile de specialitate. Vedeți bine că în anumite comisii în Parlament lucrurile nu avansează, fiindcă partidele nu au oameni care se pricep pe domeniile alea să le trimită în comisii. Ori dacă ai listă de partid, poți să pui și un jurist, și un profesor, și un medic, și așa mai departe, ca să ai pe cine trimite în comisiile de specialitate să se rezolve problemele la modul cel mai serios și nu în bătaie de joc. Domnule președinte, la întâlnirile noastre noi avem trimestrial Consilii Directoare, anual adunări generale. Ne-am obișnuit să spunem, nu, România nu are doar, sau românii, mai precis, românii nu au doar 4 structuri asociative, românii au 5 structuri asociative și prin urmare, întotdeauna și acum, alături de noi se află reprezentanții Asociației Autorităților din Moldova. Sigur că problemele noastre sunt comune și la Edineț, și la Balș, și la Strășeni, și la eu știu, Târgu Bujor sau Șimleu Silvaniei. Oamenii așteaptă servicii publice de calitate, diversificate, așteaptă un nivel de viață mai bun
și de aceea n-am să trec peste prietenia cu această asociație și să le dau posibilitatea să vă pună o întrebare. Domnule președinte, suntem trei primari de orașe din Republica Moldova și domnul director a Congresului Autorităților Locale de acolo. Pentru noi toți trei și afirm cu multă certitudine, președintele României de 27 de ani a independenței noastre încoace, tot timpul a fost și al nostru. Am spus și spunem lucrul ăsta nu că în cunoștință de cauză, dar fiind conștienți că așa și trebuie să fie. Dincolo de acest lucru, în drumul nostru, știți că am semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și în drumul ăsta de asociere este imposibil să ne-l închipuim dacă nu trecem nemijlocit și dacă nu suntem în tot întreg, după mine, și cu România. În ultimii ani, cunoașteți faptul că s-a încercat diferite formule de colaborare și pe linie de administrație publică centrală și pe linie locală, dar nu întotdeauna ne-am regăsit acolo unde trebuia să ne regăsim. Încercăm împreună cu Asociația Comunilor și cu cele ale orașului să găsim puncte de tangență și să apropiem comunitățile noastre, dar nu întotdeauna ne reușește atât cât probabil ar trebui. Resursele financiare care vin din România către Republica Moldova și pe această cale vrem să vă mulțumim, adeseori se pierd în găuri macroeconomice ale Moldovei, mai puțin fiind vizibile la nivel de comunități locale. Și noi ne-am fi vrut acest lucru să găsim o formulă, fie prin structurile asociative ale României și cea din Republica Moldova, ca sursele care sunt să vină direct prin parteneriatele care le au, pentru că adeseori ne trezim că bunii primari români de acolo, din Republica Moldova, beneficiază de mult mai puține surse decât cei, să zicem, găgăuzi, ruși, ucraineni. Nu vreau să fiu prea dur aici și să spun că n-ar merita și ei. Dar atunci când bunii români stau la coadă și așteaptă de la frații lor susținerea și nu o au, pentru că banii merg acolo unde se duc, credeți-mă că doare pe alocuri. Care ar fi viziunea președintelui României vis-a-vis de o colaborare pe acest domeniu, deci administrații republice de acolo și de aici? Vă mulțumesc! Vedeți, ați atins o chestiune foarte sensibilă și îmi face plăcere să vă pot răspunde pe scurt. Pentru mine, Republica Moldova este o preocupare constantă și o fac cu plăcere, fiindcă îmi pasă. Îmi pasă și exact ce ați spus dumneavoastră, am constatat încă de la început că noi ajutăm Moldova, dar lucrurile de multe ori nu ajung acolo unde trebuie. Și mi-am pus problema de ce este așa, am rugat pe unii specialiști să verifice un pic și am ajuns la concluzia că intenția de regulă este foarte bună. Deci cineva vrea să ajute pe cineva din Moldova, o comunitate. De multe ori însă acest ajutor se derulează pe căi neinstituționale, pe bază de cunoștințe, pe bază de prietenii, pe bază de venit întâmplător într-un loc și atunci, într-adevăr, au fost comunități care au fost foarte bine sprijinite, s-au reabilitat grădinițe, s-au adus microbuze școlare și așa mai departe. Deci ajutor a fost și este în continuare, fiindcă noi ne vedem ca actor principal pentru parcursul european al Republicii Moldova. Am spus-o și o susțin în continuare. Însă, analiza noastră, ca să nu fac o poveste lungă, a fost că cea mai bună cale pentru a sprijini Republica Moldova este instituțional. Și de aceea vă încurajez la nivel asociativ să colaborați. Să colaborați la nivel de comunitate cu orașe, cu comune înfrățite. Să se colaboreze la nivel de guvern și toate acestea să se facă cu sprijinul nostru din România, dar împreună cu partenerul moldovean, că atunci lucrurile pot intra într-o ordine și toată lumea va înțelege ce se întâmplă acolo. Deci, instituțional și transparent, cred că se pot rezolva aceste probleme. Eu am semnale că lucrurile
s-au îmbunătățit și mă voi implica să avem în continuare o îmbunătățire pe această linie și, repet, interesul nostru este să sprijinim Republica Moldova pe, în parcursul său european. Cred că suntem parteneri, prieteni foarte apropiați și naturali. Încercăm o ultimă întrebare. Știu că ați vrea toți, uite câte mâini sunt. Domnul primar de Moldova Nouă, toată lumea vrea, știu, dacă mi se dă posibilitatea, eu vă... Sunt mai curajos că sunt la primul mandat. Bună ziua, domnule președinte. Mă numesc Storm Adrian, sunt primar orașului Moldova Nouă și, cum am spus, la primul mandat. Am crezut că meseria de primar e frumoasă, dar de supraviețuire. Și vreau să vă aduc în discuție o temă foarte importantă pentru noi. E vorba de Dunăre. Dunărea putem să o numim singura autostradă din România care nu va face niciodată gropi, dar ea nu este pusă în valoare de la Moldova Nouă până la Sulina, pentru că noi suntem primul oraș la Dunăre, la intrarea Dunării din Europa, din Serbia. Și să știți că Dunărea este tristă, pentru că vedem că niciun vapor nu oprește la noi și mai departe merge către alte zone și cred că putem lua exemplu țărilor din Uniunea Europeană, unde Dunărea este folosită ca un catalizator de dezvoltare a comunităților mici, cum suntem noi, și vă aduc la cunoștință o chestiune care cred că este dureroasă pentru întreaga Românie. Pe un proiect european, noi avem un punct de trecere a frontierei cu Serbia, sârbii și-au făcut treaba, Moldova Nouă și-a făcut treaba, Consiliul Județean și-a făcut treaba și nu suntem în stare să avem o hotărâre de guvern din 10 octombrie 2017. Am trecut pe la toți prim-ministri, au fost destul de mulți, mi-a plăcut la ei acolo, dar rezultatul este zero. Cred că e o problemă a României cu Serbia și, din păcate, va trebui cumva să acționăm toți, să nu ne facem de râs, pentru că totuși sunt fonduri europene. Mulțumesc. Domnul primar, dați-mi voie să fiu de acord cu unele chestiuni, chiar dacă mă dor, și cu altele să nu fiu de acord. A fi primar nu e o meserie. Este o demnitate, este un noroc, este o oportunitate, cum vreți. Și vă spun, este cea mai frumoasă poziție din politică. Vă spun ca un upățit. Ai posibilitatea chiar să faci ceva pentru comunitatea ta, ai posibilitatea să intri în dialog direct cu cetățenii și în primul mandat e mai greu, pe urmă o să vedeți că prindeți viteză și o să vedeți și partea frumoasă a lucrurilor și probabil o să vi se pară pe urmă mai plin paharul, chiar dacă e tot pe jumătate. Iar în ce privește Dunărea, este o tristețe pe care o am de mai multă vreme. O parte ține de noi și de guvernele care nu se aruncă neapărat să rezolve problema, dar o parte ține și de felul în care este reglementată Dunărea și de înțelegerile pe care le avem cu vecinii noștri. Pentru a rezolva o parte bună din această chestiune, probabil știți că există o inițiativă specială pe fonduri europene pentru Dunăre. Cred că prea puțin s-au folosit acești bani, prea puțin a existat un interes major și este păcat, dar nu trebuie să abandonăm aici. O parte ține și de reglementarea bunei vecinătăți cu Serbia, cu Bulgaria, cu Ungaria, dar șanse sunt. E trist când vezi Dunărea așa abandonată și te duci mai departe înspre centrul și vestul Europei și vezi că toate râurile mari sunt folosite din plin și am putea și noi să avem mult mai mult. Aici va trebui să mai muncim mult. Încercăm să mai luăm o întrebare? Prezintă-te. Vasile Sava, numele meu, domn președinte. Sunt coordonator de programe la Asociația Orașului din România.
și îndrăznesc să vin cu o întrebare care se țintă, este o instituție care ar trebui să fie competentă în România. Ea se numește Avocatul Poporului. Noi românii suntem spectatori la tot ce se întâmplă în jurul acestei instituții. Mă întreb și vă adresez dacă aveți în vedere ca în mandatul următor de președinte al României ar putea să, sau puteți să organizați un referendum pe această temă adresată ca Avocatul Poporului să fie ales de către popor. Dacă se numește așa, așa ar trebui să fie într-un stat democratic. Acum drept să vă spun, președintele este ales de popor. Restul sunt aleși de comunități sau pe circumscripții. Cred că aici sunt două chei pentru a rezolva problema. Una este cheia bunei credințe și a independenței persoanei care ocupă poziția de avocat al poporului și aici cu siguranță mai avem de săpat. A doua însă este Constituția noastră, care Constituție cu siguranță trebuie să o luăm la mână și să vedem ce nu a funcționat și unde putem să intervenim. Ca să vă dau un exemplu, s-a făcut multă vorbire și se va face în continuare despre ordonanțele de urgență. Instrumentul ordonanță de urgență a fost creat pentru a da guvernului posibilitatea ca în caz de reală urgență, de calamitate sau de o criză economică sau ceva, să poată reacționa mult mai repede în plan legislativ decât Parlamentul, care are proceduri mai complexe. Ce se întâmplă însă este că vedem guvernul legiferează în locul Parlamentului pe justiție, pe economie, pe finanțe publice și lucrurile sunt cel puțin foarte discutabile, dacă e bine așa. Măcar dacă rămâne acest instrument al ordonanței, ar trebui cel puțin încă cineva în afară de Avocatul Poporului să ceară cel puțin o verificare pe constituționalitate. Ori acest lucru momentan nu este cuprins în Constituție. Plus multe alte lucruri care ar trebui mai bine reglementate și cred că cea mai înțeleptă abordare ar fi să începem să discutăm pe îmbunătățirea Constituției, dar nu într-un an în care avem și alegeri europarlamentare, în care avem probabil și referendum, în care avem și alegeri prezidențiale, ci într-un an când avem și o majoritate parlamentară bine intenționată și suficient de mare pentru a putea efectiv promova o astfel de reformă, altfel rămânem iarăși la nivelul de vorbe și nu se întâmplă nimic. Deci soluții există, specialiști există, însă trebuie să avem în vedere și cadrul general pentru a avea în final un rezultat care ne satisface și nu un rezultat care creează noi și noi nemulțumiri, ca cum ultimele ordonanțe au generat fantastic de multă nemulțumire. Pe această temă aș vrea să spun o preocupare a Asociației Orașelor și noi suntem cu ochii și cu gândul la această revizuire a Constituției și două teme am început să încercăm să le fundamentăm, să atragem specialiști de partea noastră pentru a găsi un răspuns dacă într-o viitoare abordare privind Constituției putem să ne obținem un drept de inițiativă. Noi, aleșii locali, spunem că nu găsim satisfacție în legislația care ni se dă. Și atunci vom încerca să gândim dacă vom putea, în cazul unei revizuire a Constituției, să avem acest drept și în același timp și acesta care l-am discutat acum, de a ataca acele, la nivelul structurilor asociative, acele acte normative care efectiv ne influențează activitatea. Ca e o chestiune care trebuie bine gândită, fiindcă în definitiv vrem să facem lucrurile mai,
mai funcționale, mai bine așezate și să reflecte până la urmă voința oamenilor. Domnule președinte, vă mulțumim pentru timpul acordat. Speranța noastră este că vom avea și alte ocazii să putem intra într-un dialog. O să avem. Și în încheiere, mă lăsați pe mine tehnica. În încheiere vreau să acceptați din partea noastră un cadou la aniversarea celor 25 de ani. Asociația Orașelor vă oferă un trofeu și o medalie aniversară și puteți să-l arătați și presei. Noi suntem mândri de el. Mulțumesc.